Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și pentru că am văzut că coșulețul cu suport pentru ouă a avut succes, v-a plăcut, dar din cauza că se vedea umbra mâinilor mele, nu ați reușit să înțelegeți bine ceea ce eu am lucrat, voi reface acest coșuleț, însă într-o manieră diferită, într-un mod diferit. La urmă, dumneavoastră veți vedea ceea ce lucrez eu, însă explicațiile și modul de lucru va fi același. Pentru a lucra acest coșuleț, acest nou coșuleț, voi folosi din nou firul Bravo, de această dată culoarea roz și culoarea alb. Voi folosi același croșet cu numărul 3 și jumătate, cred că se vede. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de mărgeluțe, așa cum ați văzut. Eu voi folosi mărgeluțe roz de această dată, de acul cu gaură mare pentru cusut lână. Și fiind prezentate materialele, propun să încep să lucrăm, pentru că vom avea un pic de lucru. Vreau să vă spun că eu tutorialele pe care le execut de obicei le fac seara târziu, când îmi termin orarul de lucru, sau dimineața foarte devreme. De multe ori la 3, 3 și jumătate eu sunt deja la lucru. La lucru în sensul că fac tutorialele. Deci în cercul magic am făcut un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lucra al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. După care voi continua din nou cu 3 piciorușe duble. Cel de-al treilea. Din nou 2 ochiuri de lanț care vor separa aceste grupuri de câte 3 piciorușe, iar în total vom lucra un număr de 6 grupe de câte 3 piciorușe separate de 2 ochiuri de lanț. Primul rând îl voi lucra împreună cu dumneavoastră, astfel încât să vedeți începutul. Și apoi încet încet vom continua cu lucrarea avem deja 4 grupe. Voi strânge un pic cercul, voi face din nou 2 ochiuri de lanț, după care voi executa alte 2 grupe de câte 3 piciorușe duble. Ultimul grup de 3 piciorușe duble. Sper că se vede, sper că nu mai există acea umbră. Deci am executat cele 6 grupuri de câte 3 piciorușe duble. Voi închide cercul magic. Voi face alte 2 piciorușe duble
Și voi închide cercul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, cu piciorușa alunecat. După care voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior voi face un picioruș dublu, apoi în corespondența celui de-al treilea picioruș voi face din nou un picioruș dublu și am ajuns aici în acest arc format de două ochiuri de lanț. În interiorul acestuia vom lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu. Deci, în arcul format vom face două piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț, iar apoi vom continua lucrând piciorușele duble care sunt în număr de 3. Am ajuns din nou în arcul format de cele două ochiuri de lanț. Voi lucra din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu. În felul acesta vom înmulți și voi continua lucrând în corespondența celor trei piciorușe duble din rândul anterior. Voi face câte un picioruș dublu, până când voi ajunge din nou în arcul format de cele două ochiuri de lanț, iar aici din nou voi lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și vom continua până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns în ultimul arc. Am lucrat primul picioruș dublu, voi lucra cele două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. După cum vedeți, am obținut un hexagon. Acum vom continua lucrând pentru început trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și vom continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior. Dacă veți dori să faceți coșulețul mai micuț, așa cum l-am făcut eu, va fi nevoie să lucrați doar 4 rânduri de jur împrejur. Eu îl voi face un pic mai mare pentru că îl voi face diferit și voi lucra 5 rânduri. După cum vedeți, am ajuns din nou în acest spațiu de două piciorușe, de două ochiuri de lanț. Aici voi face din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble. După cum vedeți, acesta este modul de a înmulți. Deci, fiecare înmulțire este efectuată în acel spațiu creat de două ochiuri de lanț dintre grupurile de piciorușe duble, separate între ele, așa cum ați văzut, din nou, de două piciorușe duble. Vă arăt din nou cum se execută. Sper ca de data aceasta să se vadă bine. Am aprins mai multe veioze, deci am intrat deja în spațiul de cele două ochiuri de lanț, am făcut un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu,
După cum vedeți, am început aici cu trei piciorușe duble, pe al doilea rând avem 5 piciorușe duble, pe cel de-al treilea rând avem 2, 4, 6, 7 piciorușe duble. Noi vom continua lucrând, întotdeauna să fiți atente să aveți un hexagon perfect și ne vom întâlni la capătul rândurilor. Așa cum vă spuneam, dacă doriți să fie coșulețul micuț, veți face doar 4 rânduri. Eu, pentru că doresc să-l fac mai mare, voi continua până când voi ajunge la 5 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri. Voi închide în cel de-al treilea oț din primul picioruș. Iar acum voi adăuga culoarea albă. Am lăsat o bucată de fir mai lung, de culoarea roz. Voi lăsa o bucățică de fir și de aici, din culoarea albă. Și voi intra lucrând un prim picioruș cu firul alb în două. După ce am lucrat acest picioruș, voi trage bine capătul de fir roz. Voi abandona capătul de fir alb și voi continua lucrând alte două ochiuri de lanț. Apoi voi continua prin a lucra piciorușe duble, dar în același timp pe spatele lucrului voi prinde și aceste capete de fire. În felul acesta vom da mai multă stabilitate, mai multă siguranță și nu se va vedea locul unde am făcut schimbul de fire. Deci voi continua cu piciorușe duble până când voi ajunge din nou în spațiul creat de cele două ochiuri de lanț. Dacă uneori mă exprim un pic greșit, vă rog să mă scuzați, sunt foarte obosită, sunt după o zi de lucru, dar nu vreau să rămân în urmă cu și să las nemulțumiri în spatele meu. Chiar îmi face plăcere să corectez ceea ce greșesc. Acum am ajuns din nou în acest spațiu și, ca și în rândurile anterioare, aici am abandonat firele pe spate, voi lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu în interiorul acestui spațiu și voi continua cu piciorușe duble, exact așa cum ați văzut și până acum. În corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu. Vom lucra astfel până când vom ajunge din nou la spațiul creat între aceste grupuri de piciorușe, unde vom efectua înmulțirea cu care
care deja v-ați obișnuit. Am ajuns în acest spațiu. Voi lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu și voi continua ca și până acum. Și în felul acesta vom lucra un număr de 6 rânduri. Când vom ajunge la capătul celor 6 rânduri, ne vom întâlni și vom relua lucrul. Am ajuns la capătul celor 6 rânduri lucrate cu culoarea albă. Acum voi închide și acest ultim rând în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi tăia firul și voi închide lucrarea. Bineînțeles, după aceea voi ascunde firul, dar acum vom trece la următoarea parte, care este foarte importantă. Am întors lucrul pe dos. Oricum, se vede că forma sa este foarte, foarte exactă. Ce vom face? Acum vom începe să lucrăm coșulețul. Pentru a lucra coșulețul, vom proceda în felul următor. Vom intra aici în primul ochi de care corespunde ultimului rând cu culoarea roz și vom face un picioruș scurt, bineînțeles cu firul în două, pentru a-i da un pic de stabilitate. Acum vom lăsa firul deoparte și încet încet, cu lucrul așezat pe masă, vom intra în corespondența fiecărui picioruș și vom face un picioruș scurt, în felul acesta. Vom fi atente să nu sărim niciun picioruș, pentru că altfel coșulețul, pentru că aceasta este baza coșulețului, coșulețul nostru nu va ieși așa cum trebuie. Mi se încurcă firul aici. Felul acesta. Acesta este partea cea mai dificilă din acest coșulet. Apoi totul va decurge foarte, foarte ușor. Nu mai avem mult de lucru, avem puțin și apoi vom obține ceea ce ați văzut, coșulețul cu suportul pentru ouă, un coșuleț un pic mai deosebit. Acest coșuleț îl puteți face cadou atât prietenilor sau unui copil, bineînțeles cu ouă puse în el. Apoi, după ce voi termina acest proiect, voi face un alt tip de coșuleț pentru ouă, ceva mai deosebit, din nou, ceva foarte ușor de lucrat. Deja am în minte ideile
pentru că am făcut probele mele. Uitați-vă, deja se formează primul rând, după care vom lucra coșulețul. Sper că vedeți modul în care lucrez. Așa cum v-am spus, acesta este cel mai dificil rând, dar cu un pic de răbdare vom reuși să ajungem la capăt. Vom lucra în felul acesta și noi ne vom întâlni când vom ajunge la capătul acestui nou rând. Voi lucra încă puțin ca să vedeți exact. Vedeți? Sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Suntem aproape la jumătate. Prinzând în felul acesta fiecare ochi. Așa cum am spus de foarte multe ori, repet și acum, eu aceste tutoriale le fac doar pentru grupul nostru și pentru canalul meu de YouTube. Eu nu sunt în competiție cu nimeni, nu vreau să fur lucrările sau ideile altor persoane. Eu ceea ce fac studiez bine, așa cum am mai spus. Pentru un puișor am făcut calcule o după amiază întreagă pentru a-i da forma dorită și pentru a-l face diferit de ceea ce am văzut pe anumite canale de YouTube. Să știți că nu este ușor să faci un tutorial, de aceea am spus întotdeauna că am toată admirația pentru doamnele care fac tutoriale și de aceea vă spuneam, chiar dacă în tutorialele mele vor fi anumite erori, anumite greșeli, dumneavoastră scriindu-mi, eu voi corecta acele greșeli pe care le fac și nu este o scuză faptul că și lucrez toată ziua, zi de zi, de dimineață până seara, dar așa cum vă spuneam, eu lucrez foarte mult, fie seara târziu, fie dimineața foarte devreme. Doar din plăcerea de a împărtăși cu dumneavoastră o parte din ceea ce știu, pentru că și eu ca dumneavoastră, ca toate persoanele, învăț întotdeauna lucruri noi, învăț de multe ori împreună cu dumneavoastră, de multe ori ceea ce vă prezint eu am lucrat deja, suntem persoane și uneori chiar și a greși este uman, de aceea
Eu încerc să repar greșelile pe care le fac. Așa cum spuneam, când greșesc, îmi asum responsabilitățile, da, este vina mea dacă am greșit. Și așa cum vă spuneam, aceste tutoriale sunt doar pentru grupul meu și pentru canalul meu de YouTube. Apoi vreau să mulțumesc tuturor persoanelor nou abonate pe canalul meu, tuturor doamnelor care au avut plăcerea de a se înscrie în grupul de Facebook. Mulțumesc tuturor doamnelor care îmi sunt alături zi de zi, pentru că mai ales echipei administrative care din țară mă ajută foarte mult. Eu fiind departe de casă, de un mare, foarte mare ajutor echipa administrativă. Sunt trei fete superbe, sunt trei fete minunate, așa cum minunate sunteți și voi, doamnele, care în fiecare zi îmi sunteți alături pe pagina grupului, care urmăriți tutorialele mele, care mă încurajați și astfel îmi dați forță să merg înainte și, bineînțeles, împreună cu mine și cu dumneavoastră, ducem înainte canalul de YouTube și grupul de Facebook. Vorbind încet, încet, am ajuns la capătul rândului. Vom închide, acum putem lua lucrul în mână, vom închide cu fir alunecat sau piciorușa alunecat, cum vreți să-l numiți, primul rând, și vom continua lucrând piciorușe scurte și vom face un număr de 11 rânduri. Deci, din acest moment, vom continua lucrând 11 rânduri de piciorușe scurte, totul în mod normal, fără scăderi, fără înmulțiri, așa cum se găsesc. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat și aceste 11 rânduri și vom continua acest tutorial. Deocamdată, vă mulțumesc și ne întâlnim cât mai curând.